discuție în contradictoriu între viziunea tatălui meu de la început, înainte de a porni afacerea, și viziunea mea. În sensul că tatăl meu dorea o zonă cât mai populată, cu un vad comercial, iar eu am zis că putem asigura necesarul de clienți prin promovare online. Eu deja aveam cunoștințe și am ales să ne facem singuri promovarea prin canale sociale, pe diverse site-uri. Primele luni, majoritatea au fost clienți de pe internet. Și mulți spun că, datorită prezentării online, au decis că pot să aibă încredere în noi. Și pur și simplu vin și ne lasă în grijă ceasul lor fără să stea cu o anumită temere. Cum vi s-a părut lumea asta a internetului? Înțeleg că ați privit-o cu rezerve la început. Da, pentru mine a fost o necunoscută, cred că este în continuare o necunoscută, pentru că nu mă implic foarte tare în promovare pe internet. Mariu se ocupă aproape exclusiv de chestia asta. De la început am fost foarte sceptic, sincer. Nu prea credeam că o să ne vină clienți de pe net, dar se pare că a fost mai mult decât speram. În sensul că după o perioadă de timp am fost de-a dreptul sufocați. Eu care eram sceptic la început, fără să ai un vad comercial cunoscut, fără să fie foarte multă lume în fața magazinului, să te vadă, să intre, să ai o reclamă frumoasă, să sară în ochi, să ceva. Pur și simplu, doar cu reclamele de pe internet, la un moment dat am fost invadați de ceasuri. El a văzut altfel traficul. Da. Absolut. Cu siguranță, da. Eu știam că vedeam traficul pe site și chiar dacă nu eram aici, se întâmpla să mai fiu plecat, îi dădeam un telefon și le întrebam cam câți clienți ai avut astăzi. Păi au fost mai mulți decât de obicei. Știu că am văzut statisticile. Faci SEO, AdWords, cum te promovezi? În primul rând, prin AdWords, generează cele mai multe conversii. Promovarea prin AdWords. În al doilea rând, social media pe Facebook, mai ales. Și în al treilea rând, noi încercăm să creăm, adică eu, să creez și articole care să educe clienții și în felul acesta punctăm bine și la capitolul SEO. În ultimii ani, oamenii țintesc la ceasurile mai bine cotate. Și atunci, sigur, având internetul la dispoziție, caută și pe Amazon, și pe eBay, și pe, eu știu, pe alte site-uri, pe ale noastre. Însă, mulți au cumpărat ceasuri noi și s-a dovedit a fi false. Eu am foarte mulți clienți de ani de zile care, înainte să-și cumpere, întotdeauna îl autentifică. De multe ori vin cumpărătorul cu vânzătorul împreună. Sigur, unul e fericit că l-a vândut, celălalt, eu știu, în altă situație, se dovedește a fi uimit că nu este autentic ceva ce el credea că o să-l îmbogățească acum cu vânzarea asta. Și nu știu dacă trebuie să dau un nume sau branduri sau firme, dar sunt ceasuri destul de scumpe și situații în care a venit vânzătorul cu cumpărătorul și s-a dovedit a fi un fars. E un business negustoria cu ceasuri? Ar putea fi? La noi piața încă este propice pentru ceasurile primul, la fel și cu ceasurile noi. Sigur, de o anumită calitate, ca să zic așa, și prețul să fie accesibil mai multor oameni. Este un business și pentru ceasurile premium, ca să zic așa, pentru că sunt foarte căutate de colecționari, de oameni pricepuți și sunt oameni care studiază un ceas mulți ani până să și-l cumpere. E o afacere să repari ceasuri azi? Da, peste un anumit nivel, cred că da. Pentru că deja ceasurile nu mai sunt cele pe care le știam, eu știu, în copilăria mea sau în tinerețea mea, deja au, este o
o implozie de ceasuri elvețiene și sunt foarte multe cu complicații. Și atunci, dacă ajungi la un anumit nivel, într-adevăr este o afacere. Devii cunoscut, te caută lumea pentru ceasurile premium. Pentru ceasurile mai, eu știu, mai modeste, ca să zic așa, cred că ar fi și acolo afacere, dar acolo e mult de muncă și bani puțiți.